M-ai pus pe Insta, iar pe blog nu vrei să-mi dai follow deloc. What the Fun cu Drecea, Ralu și Bogdan. Andy în studioul Pro FM și da, ziceam că a scris Ralu niște versuri pentru tine, dar înainte să le cântăm și să descoperim împreună ce a scris Ralu azi noapte când nu putea să doarmă, ca niciodată, sunt curios dacă tu ai auzit versiunea asta de la piesa ta La Nevedere. Nu ai încercat să vezi. O știi. Nu te-ai gândit ce e. Hai, Ruxit. Da, o știu. Ai dăruit visele mele, lelele, și acum o spun la revedere. Și chiar a fost super populară. Mm-hmm. Virală, virală. 200.000 de like-uri. Da, 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 da. Nu știu, e rimată. Cum îți sună? Îți placă umor așa un pic. Îți placă umor. Acum când o să plece, sufletul meu. Deci îi transmitem lui Ruxit, da, că nu, a făcut treabă bună. Da, îmi place, îmi place. Și drept dovadă de asta e și super virală pe TikTok. Deci e mișto. Deci încă o dată, ai scris versuri. Am luat un refren de la Andia și am pus alte versuri, mai adaptate, nu știu, vremurilor. Că nu toți suferim acum și am zis că mă... Deși, cum să zic, vreau să-i transmit aici live că piesele tale ne așa fac să ne dorim să suferim din dragoste, pentru că sunt atâta de, nu știu, pline de patos și, domnule, când auzi piesa aia, îți vine să te cerți cu iubitul, să zici sufletul meu, foptea, nu, pe bune, pe bune, chiar asta simt. Măcar să se certe Andia cu iubitul în continuu ca să scoată piese de genul ăsta. Uite ce dorește, Bogdan, eu nu ți-am dorit așa ceva. Așa ceva bagi râcă în casa omului. Eu când văd că n-am mai lansat Andia, mă gândesc, bă, le nu? Se înțelegă relația, mă, viața. Ce prea bine. Gata, s-a terminat cu Andia, da, se înțelege cu ăsta. Sunt vine să-l sun. Bă, te rog eu, mai calcă și tu pe bec. Mai lasă și tu șosetele alea pe jos, frate. Bun, avem așa, sfârșitul lumii pe sărăchie. Vă că a scris Ralu aici. Ia să vedem, deci ce varianta, din Ralu. Varianta pe sărăchie de la sfârșitul lumii. Da, o am aici în față. La rece. La rece. Pe blanc. La gheață. Ia, suntem gata? Te voi iubi până la sfârșitul lunii, până când tot în jur se va scumpi. Te voi iubi cum n-a făcut-o nimeni, trecând prin zeci de datorii. Bravo, Ralu, bravo, Ralu, bravo, bravo, bravo. Bun, ce mai cântăm? Ia, ce mai pregăti, Ralu? Uite, mai am pietre prețioase și tăioase. Sau, sau nu mai simt și nevedere. Asta. Asta că e viral. Începem cu asta? Nu mai simt și nevedere? Uh-huh. Hai, nu mai simt și nevedere. Dedicație pentru Ralu. Ia. M-ai pus pe Insta, iar pe blog. Nu vrei să-mi dai follow deloc. Nu mai suporți dramele mele. Lelele, tu doar îmi dai cu sin la ele. Asta e bună. Bravo! Așa, și mai avem de cântat pietre prețioase și tăioase, nu? Aia, exact. Versuri de Ralu. Nu, versurile și... de Drăcea sunt aici. Versuri de Drăcea? Nu, mă. Ba da, ba da. El m-a instigat. Nu vrei să ți le asumi? Bă, nu mai minți, mă, Ralu, cum, mă, că te vede o țară întreagă. Bă, e frică, mă. Ia uite, mă, ți-e frică, măi, că ai scris o prostie. E cu soacre, e cu soacre, de-aia e frică. A, e cu soacre, da, Ralu. Bă, e creație pură, nu, n-are nicio treabă cu rea. Da, bine, hai, eu am scris-o. Deci Andia ne cântă pietre prețioase și tăioase la Pro FM. Ia. Suntem fete furioase în bucătării micuțe și așteptăm să plece soacrele rapid, că deja sunt prea acruțe. Da, nu voi. Wow, da, eu am gândit asta pentru soacra mea. El mi-a dat rima, că eu nu știam. Eu ți-am dat rima, da. Frumos. Nice. Eu cred că ar trebui să faci o piesă la mișto cu totul, cap-coadă. Să fac o parodie? O parodie. Mm-hmm. Te-ai gândit vreodată? Mm. Ai fi deschisă, nu, la asta? Dacă o scrie altcineva, o cânti? O pui, o postezi? Depinde dacă e mișto, da. Sigur. Asta e ce ai definit. Eu sunt deschisă mișto la lucruri noi. Da? Da, am treabă. Ralu, ne punem pe scris. Da. Uite, acum aștept. Gata. Temă pentru acasă. What the Fun cu Drecea, Ralu și Bogdan. Let's go!